Așadar, bună ziua domnișoarelor, doamnelor și domnilor și bine ați venit la întâlnirea cu noi. Mă aștept să veniți în număr cât mai mare aici în Parcul Central din Slănic, Moldova. Dragii mei prieteni, pentru cei care nu știu, ne aflăm la un spectacol. Un spectacol ce aș spune e așa un fel de debut după perioada de pandemie. Un spectacol ce ne va antrena pentru următoare. Chiar dacă plouă, nu-i nimic, e semn de belșug. Așa că, încă o dată, prezentatorul acestui spectacol, Florin Racoș, vă spune bine ați venit și să rămâneți alături de noi până la final. Așa cum se obișnuiește, mai întâi să dau citire eu și dumneavoastră să-i aplaudați pe cei care au făcut posibilă organizarea acestei conferințe naționale a coregrafilor și directorilor artistic din Ciur România, ce se a desfășurat în acest an aici la Slănic, Moldova, din județul Bacău, în perioada 31-3-4-2022. Direcția județeană pentru sport și tineret, Constanța. Haideți să ne încălzim, aplaudăm un pic, da? Asociația ACCSALTA Constanța, Primăria și Consiliul Local Slănic, Moldova, Bacău. Aplauze pentru că au fost și sunt alături de noi. Le mulțumim, domnul primar este plecat un pic să negocieze cu cel de sus, să nu mai plouă, da? Ia să vedeți că o să reușească. Centrul Cultural, Educativ și Pregătire Artistică Ovidius Ro din Constanța, Asociația Culturală Mugurașii Agășeni Agaș Bacău, Complexul Hotelier Venus Slănic Moldova. Bineînțeles, cei din Agaș vor deschide programul pentru că ei sunt gazdele și dați-mi voie să le mulțumesc eu în numele colegilor mei pentru primirea, pentru organizarea acestei conferințe. Vă mulțumim și vă aplaudăm din tot sufletul. Câteva cuvinte despre gazdele noastre, să spunem așa, celor veniți din afara Bacăului. Ansamblul folcloric Mugurașii și Agășeni s-au născut cu aproape 7 ani în urmă, din dorința de a perfectua frumusețea și complexitatea tradițiilor și obiceiurile de pe Valea Muntelui. Dragii mei prieteni, vă spun acum de la mine, fără să citeți, i-am cunoscut în 2013 și eu eram într-un concurs cu un grup de fete și acești minunați copii erau și vreau să vă spun că în acel an ei au câștigat trofeul și pentru mine, pentru grupul cu care eram, vreau să vă spun că au fost o lecție vie. L-am arătat copilor mei, zic, ce au pățit? Păi de la cizme, dansatorii, deci în miez de vară, aveau râm. Și zic, credeți că au câștigat meritat? Da, într-adevăr. Din fericire, să spunem așa, pentru ei soliștii sunt cei care iau aplauzele, dar munca cea mai grea o depun ei dansatorii. Așa că vă rog frumos, aplauze pentru ei, uitați-i că sunt de frumoși. Dar se spune că vorba lungă e sărăcia omului și așa noi suntem țăraci un pic după perioada de pandemie, așa că să nu sărăcim mai mult și o să chem alături de mine pe Roberta Rață. Roberta, care câți ani aveai când ai venit în mijlocul acestor oameni? 6 ani. Și acum nu are prea mult, 2, 3, 4, 5. Vă lați pe mâinile lui Roberta și, de ce nu, putem să și jucăm un pic ca să ne încălzim, da? Roberta Rață! Cu trei flori la balonii, cu trei flori la balonii.
Ia să vă aud! Cred că m-am închis... Ah, nu, m-am avut impresia că m-am închis șeful de acolo, zic, n-am făcut ce trebuie. Știți, am și o curiozitate. De foarte multe ori, când mergem cu minunații noștri artiști prin străinătate, vreau să vă spun că sunt aplaudați minute în șir. Spectatorii stau în picioare.
Am văzut copii români care erau rugați de către cei din Germania să facă poze, să rămână, nu știu, o prietenie. În România nu sunt aplaudați, nu știu de ce, de aceea am și eu o palmă. Luați-i la palme! Sunt singurii care acceptă palmele dumneavoastră. Ei, vă spuneam despre acești tineri, când i-am cunoscut, cred că aveau 7 ani, 8 ani, cam așa ceva, și în 2013, când a luat trofeul Festivalului Dobroge Mândră Grădină, eu nu știam ce să le cer, vă dați seama, la 7 ani. Numai că ei au înțeles că acolo reprezintă muzica moldovenească, dansul moldovenesc, și au dat tot ce au putut și au reușit, dragii mei, să aducă atunci trofeul. Da, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată primăriei Zlenic Moldova și domnului primar Gigi Baciu, cel care ieri a fost, să spunem așa, gazda noastră, ne-a dus așa într-o incursiune, am făcut o cură de apă minerală, pălincă și nu știu, au fost o 3 chestii care dânsul ne-a oferit, așa că merită aplauzele dumneavoastră, cel puțin din partea noastră, a celor veniți din afara acestei zone. Vreau să mulțumim și celor de la Societatea Comercială Barier Bacău. Sunt oameni care îi ajută atât cât pot dumnealor pe acești tineri dansatori, pentru că nu știu câți dintre dumneavoastră știți, sau probabil că știți că sunteți părinții acestor copii, numai un costum costă undeva la vreo 30 de milioane. Restul nu le mai pune. Și cei care sunt alături sunt și cei de la SC Barier Bacău. Mă așteptam că văd aici pe cei de la Ghimeș cu degustări, pentru că au niște produse de mamă-mamă. Să sperăm că până la urmă vin, pentru că vrem să cumpărăm și noi. Și să mulțumim și celor de la CR Progresul Comănești. Am spus bine, da? Iată, și un CR alături înseamnă că începe tradiția noastră populară românească să fie iubită mai mult. Și probabil că pandemia a fost o lecție bună pentru noi. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă palmele, luați la palme, aplaudați pe cei de la ansamblul Mugurașii! Thank you.
Așa se aplaudă, până se retrag dansatorii în spate. De cele mai multe ori v-am spus cu astea sale, cu aplauzele dumneavoastră. Mai au mult până când o să câștige și bani. Până atunci, totul este pentru inima și sufletul dumneavoastră. Și de aceea insist eu să-i luăm la palme, mai ales că uitați ce soare vine cu acea. Deci, Doamne, Doamne, ne iubește! Mergem mai departe, vreau să vă mai spun un lucru. Și Roberta, deci solista care a deschis programul nostru, dar și tânărul care vine alături de mine cu un acordeon și vă rog să-mi dați și celălalt microfon, sau ia colegul tău, da? Adu un microfon aici. Deci amândoi, în afară de faptul că sunt soliști, sunt și dansatori. Deci ei și dansează în ansamblu Mugurașii. Hai să vedem cum îl cheamă pe tânărul care este lângă mine. Deci tu îmi spui, da, dacă spun corect sau nu. Fulga Eduard. De cât timp cânti la acordeon? De vreo 3 ani. Hai să vedem ce a învățat în 3 ani de zile tânărul nostru. Dacă vă place, îl aplaudați. Dacă nu, îl aplaudați. Sigur? Colaj! Se pare că nu vrea să înceapă să cânte până nu-l aplaudați înainte, să fie sigur. Ia să vedem cât de tare putem să aplaudăm. Acum aplaudăm pentru el, da? Și acum aplaudăm pentru ce are să iasă mai tare, da? Haide, să vedem. Thank you.
Haga Eduard, așa cum vă spuneam, și el este dansator în cadrul ansamblului Măgurașii. Și o să vă țin întâi de vorbă ca cel ce va încântat cu acordeonul lui să poată să-și ia locul acolo ca și rol de dansator. Să mulțumim încă o dată primăriei, orașului stațiunii Valmiu Climaterică Zlăvin Moldova, să mulțumim și primăriei Agași, pentru că dumnealor ne ajută și cu filmarea și apoi încărcarea pe YouTube, Facebook. Știți că acum, mai ales că sunteți foarte mulți tineri aici, la modă este promovarea online, da? Vreau să vă invit încă o dată să vă bucurați, să zâmbiți, să ne vreți pe 2 ani de pauză, să spunem așa, și puțin a lipsit ca să nu se prelungească. Haideți să redevenim oameni, să redevenim buni, să zâmbim și să ne prindem într-o horă. Nu contează cine este în stânga și în dreapta, atâta timp cât ei sunt români, sunt frați de-ai noștri. Nu vreau să ajungem, nu știu, datorită evenimentelor politice, să spunem că este păcat că Dumnezeu ne-a dat soare, că este păcat că Dumnezeu a lăsat florile lângă noi, că este păcat că s-a creat muzică, dar noi nu mai avem puterea să primim în sufletele noastre aceste minunății. Mulțumesc, dragi prieteni, mai departe și hai să vedem dacă sunt pregătiți agașii, mugurașii și încă o suită de dansuri de aici, din județul Bacău. Thank you.
Și mult și frumos pentru familia Rață, dumneavoastră sunt cei care se ocupă de acești copii, deci o familie care își dorește sufletul, timpul, banii, pentru ca frumusețea folclorului și lucrul folclor, mă refer la dans, cântec, dar și costumele populare, să dăinuie și să rămână copiilor noștri. Aceleași aplauze vă rog să le acordați și tânărului de acolo, din spatele lor. Este vorba de Robert, care vă răbătesc și fața copiilor tăi. El este cel care i-a adus la acest tabel și merită aplauzele dumneavoastră. Vă spuneam acolo unde se adună cântecul, jocul și costumele populare, este rost de sărbătoare. Se muncește foarte mult pentru a ajunge undeva sus, unde să fii iubit, unde să fii invitat și unde să fii și plătit destul de bine. Se muncește mult, foarte mult. Noi publicul luăm în general ce apare pe scenă, adică rezultatul final. Dar credeți-mă că este greu. Asta și pentru faptul că nu mai există acele centre ca pe timpul cele care se spunem așa răposate pe la modă, să meargă și să îi găsească pe acești copii. Acum sarcina le revine lor, oamenilor, așa cum sunt domnul și doamna Rață, așa cum este Robert și ceilalți din celelalte zone, pentru că iarăși un motiv de bucurie este și acela că aici suntem puțini, dar sunt din toată țara. Avem Ardealul, avem Dobrogea și o să vedeți dumneavoastră pe cine mai avem. Toți suntem frați, cel puțin așa cred eu. Suntem frați pentru că suntem de același tată creator lăsați pe acest pământ. Păi, unii se pare că au meritat să primească mai mult, unii au meritat să primească mai puțin. Dar eu zic că fiecare dintre noi avem un dar al dumneavoastră. Al celui care a fost lăsat de Dumnezeu. Adică unul dintre noi este un bun inginer, un bun constructor, o bună dansatoare la bară, etc. Dar sunt și oameni care au fost înzestrați de Dumnezeu. Asta înseamnă că părinții, neamurile, au făcut lucruri foarte, foarte frumoase. Un astfel de om, adică talentat, și cum spun talentat, să știți că tot pe ce mă bazez, un om frumos, și vreau să spun că și aici mă bazez pe ceva pe care dumneavoastră o să vedeți imediat, rând cu suflet mare și voce de aur. Maria Tătaru, în aplauzele dumneavoastră! Mulțumesc bunului meu coleg, Florin
Racoci. Dragi invitați, vreau să spun bun venit domnului Ovidiu Roșca aici la noi cu frumoasele doamne interprete și ele și coregrafii din spate, care e un lucru foarte frumos și v-am apreciat așa în ținuta care ați venit și ați făcut un efort. Bun venit la Slănic Moldova și bun găsit Slănic Moldova! Nu vă țin prea mult o vorbă ca să nu vină din nou ploaia peste noi. O să vă interpretez și eu câteva cântecele și mulțumesc înainte de toate doamnei profesor Ecaterina Rață, care este sufletul ansamblului Mugura și merită aplauze, și pentru copiii minunați care au lăsat joaca deoparte și au venit să vă încânte pe dumneavoastră, și tuturor organizatorilor noștri și colegului meu coregraf din nou, profesor Robert Costrovanu. Și ce să vă mai zic, să fiți sărbători, să aveți un Paște fericit și un post cu binecuvântări în continuare. Și bunul Dumnezeu să ne dea pace după pandemia asta, care am uitat și textele, să vedem dacă nu ne bâlbâim până la urmă cu pandemia care a fost. Să mulțumim și conducerii Iagăș, domnului vice Rață, domnului primar Doru Merlușcă și consilierii locali și dumneavoastră pentru prezența. Vă îmbrățișez cu drag și merge banda! Se poate și dansa dacă doriți, să vă încălziți un pic. Hai, e o oră frumoasă, lentă. Plimâți de greș și nevoi, dar nu mă uit înapoi. Ne las toate să se întâmple, că mi-i da să trage multe. Mai omule iubitor, Domnul-i drept judecător și are loc pregătit pentru toți cum am trăit. Ne las toate să se întâmple, că mi-i da să trage multe ca și bradul lui din munte. Așa grea, dar noi nu pășim așa. Și cu bune și cu răli, cu gardul din uiele. Măi omule iubitor, Domnul-i drept judecător și are loc pregătit pentru toți cum am trăit. Și în mintea mea mai pune, păi de-acum numai gânduri bune, să trăiesc ușor pe lume. Și de nu te poți schimba, vina îi nu mai a dat, cu teatra nu arunca, încă din altuia sus și e ghine în viață. Nu uitați de așa povață, omul din greșeală învață, mă! Și-am lăsat, și-am pierdut, și-am câștigat. Măi omule iubitor, Domnul-i drept judecător și are loc pregătit pentru toți cum am trăit. Ei, omul cu răbdare mult, bunul Dumnezeu l-ajute, dacă-l chem el nu te uite, că pleca să vești și ghenile toți să vă și Doamne, ajută-mi și mie. Vă mulțumesc foarte mult! Și încă cu cel mai din tinerețile mele, așa ai auzit, de dragoste! Măi, Constică Constantine, și-o fie fost în cap la tine, că ai uitat de jurământul și de al nostru legământul. Te-am iubit întotdeauna, n-am știut că mai ai
crezut niciodată și neva să-mi dispartă. Amul și prin țări străine ne mângâie atât de mine. La toți v-am umplut paharul, nu ne-a stat să beau amarul. Și-acum de prea mult tine aruncați cu chetri în mine. Dar și măsură dai, pașa iară-ți plată ai, mă. Și prietenii ai, la masă cu cine stai, măi? Cât ai umblat și-ai cata, măi? Ca mare ea nu-i arăta, măi? Azi mândrele te-o lăsat, nepoță e te-o uitat, măi? Căsni și ea noastră cai, mă. Dumnezeu este cu noi, măi, ne iubește pe-amândoi, măi. Recunoaște că ai greșit, și du-te la spovedit, măi. Știu o vorbă din părinți, ca l-o să cadă la dinți, măi. Dar pe omul poți cunoaște, nu știi și patimă la paște. Tot omul-i stăpânului, până la poarta șerului, măi. Sunt asupat și-am făcut în viața toată. Ați înțeles mesajul, nu așa? Dar la asta și mai și. Știi jocuchine și șoflești la urechi, case și oameni perechi. Marea joacă lângă mine, dar nu știi jocuchine și șoflești la urechi, case și oameni perechi. Presă și anii drăguți, nu știe că la mai mulți mă tem de ioi numara, pe mine s-au supărat. Presă și anii drăguți, nu știe că la mai mulți mă tem de ioi numara, pe mine s-au supărat. Vinit altul la mine, mi-a zis că are avere și că i-ar face plăcere. Mai am cu două, trei zile, o vinit altul la mine, mi-a zis că are avere și că i-ar face plăcere. Să mă ia din nevestită, că-s frumoasă tinerică, dar are păr alb în cap, nu știu de el cum se scap. Să mă ia din nevestită, că-s frumoasă tinerică, dar are păr alb în cap, nu știu de el cum se scap. Mai am unul la vascui, altui fi la piatra neam și să-ți împiepi din lanț. Când am fost la spovedică, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Când am fost la spovedit, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Nu-s mi-a rindit și să-l fac! Nu vreau să intru în pap,
să mă arim în fiecare. Să fiți sănătoși și vă doresc o după amiază plăcută în continuare alături de colegul meu, Florin Racoci. V-am spovedit de două ori în postul ăsta. Nu odată, odată, seara m-am avut în gând să rămân la Sfântul Maslu și să mă spovedesc. Dar n-am spovedit, pe până la nu vă spovedi. Am zis că fac păcate azi când în post. Cum are drag, cum să nu? La etajul 300. Lângă oamenii dragi, vizitez pe toată lumea, nu așa particular. Știți cum este cu Moldoveanca? S-a dus la spovedit și a zis, zice, părinte, a făcut multe păcate. E, haide, încep și spune și vedem ce canon îți dăm. Și zice, păi știți că am păcătuit, n-am putut să țin post și am mâncat și asta. Zice, dă de trei ori rotogor bisericii. Da, de câte ori s-a înșelat soțul, știam asta. Și moldoveanca spune, părinte, stați un pic, dați-mă o bicicletă. Avea de făcut la ture. Vă îmbrățișez cu drag, după amiază frumoasă, numai bine, toate cele bune și Paște fericit. Maria Tătaru! Toată așa, stai, doamna Maria, ia, ce să zic? De bun, Maria, te rămân. Da, cu tine ați dă microfon. Apropo de Dumnezeu și de preot, sigur că sunt cei mai știți. Să duc trei femei la Dumnezeu. Și zice, tu de ce ai venit, dragă? Păi, Doamne, am venit să intru în rai. Foarte bine, frumos gândirea. Și ai păcătuit cu gândul sau cu fapta? Doamne, nici cu gândul, nici cu fapta. Petre, dă-i cheia de aur de la poarta raiului. O femeie, cheia plecă, să fii atent. Te rog, frâine, intra a doua. Dumneata? Păi, Doamne, tot cu aceeași chestie. Ai păcătuit cu gândul sau cu fapta? Doamne, cu fapta nu, dar cu gândul, da. Petre, dă-i cheia de argint de la poarta răului. Intră a treia. Frumoasă, fițoasă. Păi, dumneata, Doamne, cu aceeași chestie. Ai păcătuit cu gândul sau cu fapta? Părinte, și cu gândul, și cu fapta. Petre, dă-i cheia de la apartamentul meu. Costică Bălărea, unul dintre cei mai mari maestri coregraf din România. Dragii mei prieteni, mă bucur că soarele a ieșit, că ploaia a plecat definitiv. Deci, cu intervenția domnului primar, cu rugăciunile noastre, uite că s-a creat vremea să putem sta afară și să putem întinde horă mare. Vă uitați toți pe ei. E adevărat, eu sunt răzut, dar aș vrea să mulțumesc încă o dată Primăriei Zlănic Moldova, domnul primar Gigi Baciu, SC Barier Bacă, celor de la Ghimeș, cu produsele lor tradiționale de aici, de pe Valea Muntelui, ce are progresul Comănești, familia Rață și lui Robert Costrovanu. Ei sunt cei care au contribuit din timp să avem parte de o așa zi frumoasă aici, în meleagurile Moldave. Vă las acum, bineînțeles, să-i luați la palme din nou pe cei care merită, într-adevăr, după care mai stăm un pic de vorbă, da? Thank you.
Încă o dată aplauze, dragi prieteni. Vreau să vă spun, să vă dezvălui ceva. Ziceam așa, soțin, că a fost surpriză. Undeva în final, ultima ansamblu care va intra aici, pentru că o să vedeți, avem mai multe ansamblu, deci un fel de concurs, dar fără note. Ultima ansamblu o să fie al domnilor de acolo, un ansamblu al seniorilor care se numește Fosta Elele Când Ai Fost. Da. Mergem mai departe și... Da. Puneți. Trebuia să spui de la început că aici se află la St. George Bay coregrafii din toată România, la un simpozion. La Sărăin Moldova, n-am zis Moldova. Mă gândesc la băi. Fiind coregrafii de fecțiune cei de aici, sigur că să-mi dai posibilitatea prin microfonul care tu îl dețin să facem câteva mențiuni la ceea ce vede. Da. Eu mă erigez în mai bătrân decât ei, nu am născut mai demult. Și vreau să spun că Robert, pe care îl cunosc foarte bine, Robert, a prezentat o suită de dansuri pe care pe mine m-a încântat. În primul rând am văzut și eu corăgheasca, care de fapt oricine o are în Bacău, am văzut și eu corăgheasca așa cum se joacă ea. Că și noi coregrafii avem anumite chestii, bă, dacă e așa, dacă nu e așa. E, acum Robert ne-a dat posibilitatea să vedem jocul coregheasa care reprezintă Bacău la mama lui și adevărat. Îi mulțumesc, îți mulțumim Robert și să-l ții așa că o ții bine. Dacă vreunul din colegii mei coregrafi vor să-l termine, microfonul va face. Deci, maestru Costică Bălărău, așa cum v-ați spus și cum s-a prezentat, alături de colegii dumneavoastră, tocmai când dumneavoastră acel microfon, eu spuneam că în final seniorii vor veni aici alături de mine și împreună vom dansa. Adică seniorii, adică ansamblul, Fosta Elele, Cât Ai Fost. Da? Mergem mai departe. Ansamblu folclorică, Norile Neamțului sunt cei care vor veni în fața dumneavoastră cu un program artistic de pe Valea Bistriței. Ansamblu folclorică din Norile Neamțului va prezenta în această seară următorul program. Avem mai întâi o tânără speranță a muzicii din zona respectivă, Sânziana. Vom asista apoi la dansuri populare din zonă. Apoi Crăciun Andra, mai ridică, deci o altă speranță la începutul drumului, dar foarte, foarte talentată. Asande, Iriana și ea o să fim în fața dumneavoastră și să vedeți cât de frumos știe să se prezinte din punct de vedere artistic, bineînțeles. Și Trifescu Diana, care deja am putea spune că ajunge la vârsta majoratului. Și bineînțeles, suită de dansuri de pe Valea Bistriței. Trecem din Bacău, trecem în Neamț. Andra Maria a Cristinei este cea care se ocupă. Nu vrea să vină alături de mine, dar o localizez eu. Este doamna acolo, blândă. Și la cei 22 de ani, să știți că are 3 copii. Andra, sunteți pregătiți? Da? Bun, în timp ce dumneavoastră vă uitați spre distinția noastră coregrafă și mămica trei copii, eu dați-mi voie să le urez succes și să primească cât mai multe aplauzele noastre, adică multe palme pentru cei de la Comorile Neamțului! Și iară joc, tiri-diri-dam, tiri-diri-diri-dam, că așa e în eu noroc, tiri-diri-dam, tiri-diri-diri-dam. Iară joc și iară cânt, tiri-diri-dam, tiri-diri-diri-dam, că de asta-s fi pământ, tiri-diri-dam, tiri-diri-diri-dam.
sparge pe soldati. Ăștia sparge pe soldati, doi înainte și unul în spate. Viața asta-i cum vivem, mă, tairam, tiri-tiri-da. Păi și ceilalți cum credem, mă, tairam, tiri-tiri-da. Altă viață nu avem, mă, tairam, tiri-tiri-da. Hai, am o să petreșem, mă, tairam, tiri-tiri-da. Iară căr și iară joc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-da. Așa e anii-o noroc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-da. Iară joc și iară cânt, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-da. De asta spui pământ, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-da. Hai, eu îți dat jocul noi! Hai, eu îți dat jocul noi, ca sorșaua focului! Jocul când se scutură, oamenii se bucură. Și noi loc de supărare când se bate în închișoare. Jocul are rostul lui, tairam tiri-tiri-da. Păi nu se joacă așa mai hui, tairam tiri-tiri-da. Unii joacă satul în rând, tairam tiri-tiri-da. Păi toată lumea-i gândat gând, tairam tiri-tiri-da. Iară când și iară joc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Așa e anii-o noroc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Iară joc și iară când, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Când e astăzi pe pământ, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Hai frunzulniță și-o mușcată! Așa voi și tairam tiri-tiri-da. Păi n-are și nimă opri, tairam tiri-tiri-da. Că îți spune de-ascultat, tairam tiri-tiri-da. Păi l-a cântat și l-a jucat, tairam tiri-tiri-da. Iară cânt și iară joc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Păi asta-ți cu noroc, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Iară joc și iară cânt, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Când e asta-ți pe pământ, tiri-tiri-ram, tiri-tiri-tiri-da. Păi foaie verde, promoroc! Joacă! Hai de jucață, jurul meu! Păi cea mai bucuroasă-s eu, și-a să fiu așa mereu! Și pământul tropăiesc. Că trompetele răsună, îndeamnă la voi bună. Trompeți în gandă rimbat, dar toți cred că ar fi plac. Câte lumii am omblat, o scrim care am ascultat lumii. Dar din când ți-am auzit, așa este. Vreau să cânt și balea m-a ajutat. Că mirea fluiera, că-s făcută cu noroc. Știu să cânt și știu să joc. Și bălița-i cum am vrut. Ce nu trebuie mai mult? Scripca asta-i zi și ghine. Și tobașul mă învăță de lumii. Și când zic tăți la un loc, tătă viața vreau să joc lumii. Intr-o horă și mă învârt și cu scripca vreau să cânt. Și barea m-a ajutat, că mine-a fluiera. Că-s făcută cu noroc, știu să cânt și știu să joc. Și bărnița-i cum m-am rupt și nu trebuie mai mult. Ce și rău și bine, măi, măi. La bine să e cu jocul, dar o aș plânge norocul, măi, măi. Să cânta
și să jucăm rălele, să le uităm, dar să vină binele, să speli păcatele. Hai cântați scripcar și știți ca să ne înveseliți, că dimineață înveseli, Dumnezeu va răspăti. Să cântăm și să jucăm rălele, să le uităm, ca să vină binele, să speli păcatele. Hai cântați scripcar și știți ca să ne înveseliți, că dimineață înveseli, Dumnezeu va răspăti. Mulțumesc frumos!
nimăritat. Dar i-am zis așa, asta nu după diță, fetele frumoase te caută-n punguță. Nu-mi trimite body, nu-mi trimite flori, că-s fată frumoasă când flarea florilor. Hey, nu-mi trimite body, nu mi la bomboane, că-s fată cu mință când mă rog la icoane. Că flarea florilor nu-mi trimite body, nu mi la bomboane, că-s fata cu mință când mă rog la icoane. Hai da mai bădiță, hai de faptele, că eu mi-e ca trință tăta ta o și din mi-e bădiță, iner cu pietrișeli, îți dați deșe noapte, doar buzelii meli. Că flarea florilor nu-mi trimite body, nu mi la bomboane, că-s fată cu mință când mă rog la icoane. Hai da mai bădiță, hai dacă am glumit, cu tine mai body vreau să mă mărit. Din mica trință și din mi-i lua, o mânca bomboane și mi-o cu luna. Nu-mi trimite flori, că-s fată frumoasă când flarea florilor. Hei, nu-mi trimite body, nu mi la bomboane, că-s fată cu mință când mă rog la icoane. Așa-i mai bădiță, așa-i dragostea, disușești, timpurtești, numai cum vrea ea. Hai da mai bădiță, n-auzi că-n glumit. Hai da body, hai da, când vreau să mă mărit, măi! Mi-a dat un camurili, muzica frăguțili și flăcăi când mă văd, vai și mă prăpăr. E ca așa-ți fetele la noi, bagă boala în flăcăi, mă! Am cămieșă cu pui mulți, cape la flămânți cu suți, ca trință cu vârstilițe, sunt în state vii. Ochii știu-i moie din stău, e făcută ducam eu și la joc când mă porni, nu mi-ai mai opri. Aia de joc nu mă gândesc, și la joc când mă porni, nu mi mai opri. Aia din joc nu mă gândesc, stai n-o mă primenesc. La oglind în casă mare, nu-i ca mine nici o floare. Cumeșă cu pui mulți, cape la frumos cu suți, cadrețe cu vârstilițe, sunt în stativi. Ochii și-ai muie din său, mi-a făcut educam eu. Și la joc când mă porni, nu mi mai opri. Aia din joc nu mă gândesc, stai n-o mă primenesc. La oglind în casă mare, nu-i ca mine nici o floare. Mulțumesc! Și voi e bunul la zon.
ce să ne trece la joc. Iptapta eram deridrida, să-i șoni să dăm noroc. Iptapta eram deridrida, era și să ne trece la joc. Iptapta eram deridrida, să cântăm cu lăutării. Eu sunt un jucur, doar o rimă. Ei, ei, bate-o, bate-o,
Cristinei, haide, vă rog din suflet, știu că mi-a spus să nu mă chemați, pentru că este foarte modestă. Cum vă să fie la toate? Și chemăm și pe Andrei aici. Haideți, vă rog frumos să-i aplaudăm și pe ei. V-am chemat aici pe Facebook, acolo în spate. După ce am anunțat că ești bunică de trei copii, foarte mult domnul a spus să te mai prezint încă o dată ca să te vadă. Iar fetele veneau și spunea, dar tătică unde vrem și noi să vedem pe tătică. Așa că uitați-vă, aplauze, vă mulțumim de suflet pentru frumusețea acestui program și vă mai departe. Ei, dragi prieteni, așadar, acum facem un pas mai mare și o să ajungem prin apropiere, ca să zicem așa, de Tulcea. În ultima perioadă la televizor, probabil că ați auzit pronunțându-se foarte des Isaccea, acea localitate de frontieră. E bine, nu au venit nici ucrainieni, nici refugiați, au venit o parte mică dintr-un ansamblu. Este vorba de ansamblu de dansori venite de acolo, de la Isaccea, și conduse, de fapt, puse la treabă, să zicem așa, de către domnul Mihail Serian, dacă am reținut eu bine. Deci, dumnealui este cel care trebuie să primească acum aplauzele. Spuneam că o parte foarte mică, adică doar două perechi de dansatori, au venit din ansamblu pentru că, așa cum spuneam, totul costă, dar au venit să facă prezența aici și Dobrogea
să fie prezentă și ea, iar muzica dobrogeană, jocul dobrogean să răsune în acest parc frumos. Haideți să-i primim și pe ei cu aplauze, așa cum sunt rămăsută de dansul dobrogene. Deci, de la Isaac, cea pentru dumneavoastră. Deci veniți tocmai de la Isaccea, aici în Moldova, să aducă frumusețea cântecului, dansului popular românesc.
trebuie să le mulțumim din suflet pentru că, spre deosebire de alți tineri de vârsta lor, au lăsat calculatorul și multe alte jocuri deoparte și s-au dedicat păstrării și transmiterea acestor jocuri minunate, ceea ce ne reprezintă, ceea ce este al nostru și nimeni nu poate nici să-l fure, nici să aibă pretenția că este al altcuiva. Dragii mei, câteva cuvinte repede, pentru că sunt mai puțin, din ce ansamblu și cine vă conduce? Noi suntem din ansamblu Greta, de la Isaccea, conduși de domnul director, Mihail Stelian. Bineînțeles, dansurile datorită coreografului Jora Roman. Am înțeles. Și de câți ani dansezi tu, de exemplu? De 5 ani. E Greta, așadar, pentru dumneavoastră, Iza, venit Moldova. Și mergem mai departe. Vorbeam, puteți să vă retrageți. Spuneam că vom merge mai departe. Acum este rândul celor care cântă. Și o fac cam de 45 de ani. Vin de la patina Buzăului și gândiți-vă și dumneavoastră câte turnee, câte spectacole au avut în 45 de ani. Tocmai de aceea au ținut să fie prezent și la Conferința Națională a Coreografilor și Directorilor Artistici și este vorba de grupul Macoveiu Patina Buzău. Hai la patina Buzău,
de te cumpă la fântânii, dorule mai dor. Strâng și noaptea ochii lunii, dorule mai dor. Ți-a ascuns fratele soare, ziua în amiaza mare, hai dor, dorule mai dor. Sfinte ceasa omului și botezul pruncului, hai dor, dorule mai dor. Soare stă și-n florile cătoare.
pământului, coboara pământului, mă. Cum n-am mai văzut nici el de căruțe făgănind, către glaie de teren, mă. Prin garșiță de gănată, miros de fân uscat și de doină fluierat, mă. Se mută tot satul, frați vecini, părinți, bunici, să care greul de-aici, mă. Oare grele curgă-n saci pentru nuntă cozonaci sau de moșajul colaci, mă. Pentru moș de pomenire la colinca mulțumire sau nici mă la stăpânire. Să fecior din bărăt.
rădăcina din câmpie și în lume să mă știe. Dar păstrai parale lungă, pentru nuntă să ne ajungă. Pentru mândra mea frumoasă, cheltui banii vreo casă. Dar păstrai parale lungă, pentru nuntă să ne ajungă. Haide, stai căluții mei, la mândra din Acovei. Pe sus stele, pe sus soare, hai că nu mai am răbdai. Alături de spectacolele noastre, alături de evenimentele artistice, pe dumneavoastră, pe cei de acolo, de la Padina Buzoane. Iată așadar muzica românească, ce nu va pieri niciodată. Frumusețea cântecului popular, v-am spus, este dată și de faptul că ea pornește din suflet. Atât timp cât omul își exprimă prin cântec și durerea și lucrurile mai frumoase și bucurile. Are cum să nu ajungă la sufletele dumneavoastră. Acum o să chem alături de mine o teancă. Să trecem așadar în Oltenia. Haide, draga mea Cristina, vine aici alături de mine să te prezint publicului care pentru tine au rămas aici. De cei care au rămas și au îndurat frigul au văzut costumul oltenesc, au văzut acolo în spate și au rămas pentru tine, cu siguranță. Cristina Martidan și cântecele ei. Dragii mei, aici în această zi răcoroasă, dar frumoasă, de la Zlonic, Moldova. Alergam în călăreț, doi, ca-n doi ca mea. Cu pălări
De repede, Cristinica. Am te-am ascultat acum 2 ani ultima oară, undeva în Vâlcea. Când eram eu mai tânăr. Nu era nici pandemie, nu? Nu, nu era pandemie, după aceea. Se pare că țineți minte. Da, țin minte. Mi-a plăcut foarte mult încă de atunci, era prima oară, atunci la Bănișița când te auzeam, dar vreau să... Nu, lasă-mă că eu vorbesc, acum eu tot. Dar vreau să spun că astăzi m-ai cucerit cu aceste melodii, sunt ultimele tale melodii, ai pregătit un material pe care trebuie să-l trimiți publicului. Cristina Martidan! Mulțumesc! Am microfon! Am microfon, lume! Am înțeles. Deci încă o dată aplauze pentru Cristina Martidan, pentru frumoasele melodii. Stăteam acolo spate și, domnule, trilul ăsta al Tunes nu îmi trece nimeni. Fiecare zonă aparte are ceva, de asta vă spuneam că muzica populară românească este și bogată, și variată, și frumoasă, dar haide să facem 2 pași, o săritură, să sărim în bătătură cu Maria Panova, adică cu Moldova. Haideți, doamne, în timpul de zonă, să știți că a venit îmbrăcată foarte autentică, dar de la ploaie s-a dat o vincine și a trebuit să-și pună ghetuțele. Maria Panov și cântă cu un adevărăț că aici la Moldova o ascultăm să ne vorbim la ce.
bărbații mei. Și tu nu mai lași sticla, măi, bărbații mei. Păi eu mușesc din zori în sară, iar tu bei în cărciunioară. Măi, că iarba ne-a năpădit, măi, bărbate, măi. Nu pot mai nevasta mea, măi, nevastă, măi. Că mă doare inima, măi, nevastă, măi. Păi lasă că am s-o cosesc, după șupă, har și stesc. O, și mai bărbat ne-a luat. Vine seara, nu mai bat și nu știu ce să mai fac. Uite și-am pus o părdic, eu la sârbă am venit, să te-o la împărtit și la chiuit. Uite și-am pus o părdic, eu la sârbă am venit, să te-o la împărtit și la chiuit. Lângă fete și flăcăi, mă prește eu lângă ei, jucăm după obicei, că așa e la noi. Lângă fete și flăcăi, mă prește eu lângă ei, jucăm după obicei, că așa e la noi. Hai, hai, joacă lângă mine, nu-ți fie rușine, bate, dar bate mai bate țărmai. Și mă învârtesc cu foc aici la mijloc. Eu nu pot să stau pe loc, cât are place să joc. Și mă învârtesc cu foc aici la mijloc. Că mă învăța bădița să joc din ochipuța și juca cu el de mână tot cu voi bună. Că mă învăța bădița să joc din ochipuța și juca cu el de mână tot cu voi bună. Hai, hai, nu mai ești un joc. Și-ți uchit a focul și nu găsesc locul. Aplauze, bineînțeles, și pentru dansatorii noștri. Vreau să aplaudați pentru că iată a reușit să-i scoată pe domnul la joc, dar și pentru că dânsa este un suflet foarte mare, a fost plecată în Ucraina și s-a întors de acolo cu trei ucrainieni. Așa, aplauze pentru doamna Maria Panov, iar noi mergem mai departe. Foarte, foarte multă muzică și dans din Dobrogea. Asta pentru că și ei și-au dorit din tot sufletul să ajungă pe aceste meleaguri moldave și să aducă partea lor, să spunem așa, la Conferința Națională a Coreografilor și Directorilor Artistici din România pentru această ediție care a avut loc și se va încheia mâine aici pe meleagurile moldave. Vă reamintesc că sper că programul nostru vă ține încă pe cei câțiva dar inimoși invitori de muzică, pentru că imediat vine alături de mine doamna Victorița, Victoria Ciorogaru, nu? Este o glumă noastră, de fiecare dată am botezat-o, până când i-am dat vreo 3.000. Și de atunci am spus așa, doamnă, facem un fel următor. Veniți dumneavoastră și vă prezentați singură. Mulțumesc frumos! Sunt Virginia Ciorogaru, reprezint Dobrogea.
Da, este Virginia, eu spuneam că, pentru că știți ce am făcut, când am văzut că am dat 3.000, am luat un rătăr, pe la Virginia Rovici. Deci, Virginia Cerogaru! Thank you.
și a cânta mai la da 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 și cu dragoste mai la da 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 m-a învățat și a cânta mai la da 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 și s-au dat doar muzica, făceau... Nu spune bine de tot, mergem mai departe. Și eu vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au rezistat până la ora aceasta. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, sărbători fericite. Nu, dar ce-o avea că toată numai la microfonul meu vreau să vorbească. La microfonul meu și vorbesc la microfonul meu. Haideți să mergem mai departe și să aducem din nou Eutemia la zona de... De limite, să zicem, am întâlnit și vine alături de mine într-un costum superb. Să știți că la, de frig mă gândeam, Doamne, să ne prezinte Nina Cornescu, de la Maria Cornescu, pe care o asemăn eu pe Nina. Nu, este vorba de Nina Toader Săurescu și aduce din zona de interferență Muntenia Altena cântecul pentru dumneavoastră. Să o primim cu aplauze.
I-au fost furat de peisaj, că doamna abia acum a început să se ridicase și juca. Îți mulțumim din suflet pentru că răspund de fiecare dată la manifestările organizate de domnul Ovidiu Rușca, pe care vă rog să-l aplaudați. Și, mulțumesc și eu domnului Rușca, mulțumesc domnului primar, mulțumesc tuturor organizatorilor și vă mulțumesc din tot sufletul. Am fost foarte frumos primită, sunteți niște oameni cu suflet foarte, foarte cald. Așa rămâi alături de mine, nu-ți dau voie să pleci. Să mulțumim încă o dată Direcției Județene pentru Sport și Tinere Constanța, Asociația ACCSALPA Constanța. Vă rog să nu plecați, că am o surpriză pentru dumneavoastră. Primăria și Consiliul Local Zonul Moldova din Bacău, Centrul Cultural Educativ și Pregătire Artistică Ovidius R. Constanța, Asociația Culturală Mugrașii
Agășeni, din Agaș Bacău, complexul hotelier Venus Lănei Moldova. Și mai rezistați? Vreau să bag și o sfărească și o bătută, să închei cu o bătută. Rezistați. Vă rog frumos să-i aplaudați pe colegii noștri, pe cei care ne-au filmat acolo și sunt convins că a făcut așa natură prin filtrele dumnealor să părăm mai zlăbuți, că, na, mă rog, la tine nu e cazul. Și ei să nu se vădă mâinile care... Vă mulțumim din suflet, Florin Racoș, vă spune ca de fiecare dată, rămâneți frumoși ca și cântecele populare românești și iubiți-vă așa cum sunt iubite tradițiile populare românești. Doamne ajută și să auzim numai de bine!